Sosește excelența sa, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României. Excelența voastră, domnule președinte al României, doamnelor și domnilor consilieri prezidențiali și consilieri de stat, domnule primar, doamnă prefect, domnule subprefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, stimați invitați, dragi colegi și colegi. Mă numesc Mihai Dragoș, sunt președintele Consiliului Tineretului din România și am onoarea să fiu moderatorul dezbaterii Viziunea Tinerilor pentru Viitorul României, organizată în cadrul programului Capitala Tineretului din România. Mai exact, în contextul închiderii ediției 2017, Bacău, Capitala Tineretului din România, aflată sub înaltul patronaj al președintelui României. Îi mulțumesc pe această cale domnului președinte pentru sprijinul acordat programului și pentru interesul pe care îl arată pentru a afla cum văd tinerii viitorul, mai ales în contextul momentului de bilanț în care ne aflăm, anul centenarului Marii Unici. Este o onoare pentru noi să vă avem alături, domnule președinte. Ce a însemnat pentru Bacău să fie capitala tineretului din România, vă invit să vedem împreună prin filmul de prezentare pregătit de ei. Thank you.
începând de astăzi, apelul de candidatură pentru orașul care va fi capitala tineretului din România din 2 mai 2019 este deschis. Orașele interesate și organizațiile de tineret care vor să fie implicate sunt invitate să acceseze linkul www.capitalatineretului.ro/apel. Înainte de a exista un program național, municipiul Cluj-Napoca a luptat și a câștigat titlul Capitala Europeană a Tineretului, acordat de Forumul European al Tineretului. Clujul a cunoscut o explozie a activităților organizate de tineri și pentru tineri, iar numerele vorbesc de la sine. 5.400 de voluntari, implicați în 1.100 evenimente, cu 3.500 de activități, peste 1.000.000 de beneficiari și o creștere a turismului de peste 20%. Candidatura municipiului Cluj-Napoca a inclus încă de la început ideea înființării unui program național de capitală a tineretului. Zis și făcut, programul a fost lansat și este coordonat în parteneriat format din Consiliul Tineretului din România, structura reprezentativă a sectorului de tineret, Federația Tinerilor din Cluj și grupul PON, structuri implicate în coordonarea programului și pregătirea candidaturii municipiului Cluj-Napoca și, de asemenea, Banca Comercială Română, Banca Oficială a Cluj, Capitala Europeană a Tineretului și Banca Oficială a Capitalei Tineretului din România. Președintele României, primăriile orașelor implicate, structurile de și pentru tineret locale, Ministerul Tineretului și Sportului și alte companii naționale sau locale au venit în sprijinul programului. Cheia succesului său stă astfel în strânsa colaborare dintre sectorul public, sectorul neguvernamental și sectorul privat. Prima capitală a tineretului din România a fost Timișoara. Ediție pilot, fără perioadă de pregătire la dispoziție, a reușit totuși, grație implicării primăriei și a partenerului său neguvernamental, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, structură cu peste 35 de organizații de tineret membre, să obțină performanțe impresionante. 1.750 de voluntari au fost mobilizați, au organizat 85 de evenimente, 32.500 de participanți și peste 150 de parteneri și colaboratori. Viitoarea capitală a tineretului din România este Baia Mare. Programul acesteia va începe pe 2 mai în acest an. Suntem convinși că așteptările tuturor vor fi depășite din nou și de-abia așteptăm să vedem cum vor arăta rezultatele lor la final de an și de program de capitală. Candidatura lor a ieșit în evidență, în special prin intenția de a dezvolta 5 centre de tineret în cartierele municipiului și a angaja 10 lucrători de tineret care să fie activi în cartiere, să ajungă direct la tineri care au nevoie să fie implicați în activități sociale, de învățare, formare sau consiliere, care ar putea deveni voluntari sau care au nevoie să fie ajutați pentru a-și găsi un loc de muncă. Capitala Tineretului din România a fost încă de la început un program național care depășește în impact granițele orașului care îl poartă. Mișcarea de tineret a realizat în 2016 în premieră un document unitar de viziune referitor la direcția în care România ar trebui să se îndrepte pe o serie de teme importante precum educația, piața muncii, voluntariatul, nediscriminarea, mediul și alte. Acest document se numește Rezoluția Tinerilor și a stat la baza discuțiilor purtate de liderii inițiatorilor cu liderii partidelor politice parlamentare, atât cei de la putere cât și cei din opoziție, care și-au asumat în cea mai mare parte a lor susținerea acestei viziuni. Toate aceste rezultate înseamnă mii de tineri, 10.000 de tineri, dacă ne referim la toată țara, care învață să conceapă soluții reale la problemele din comunitățile lor. Înseamnă valori și respect pentru munca altora și munca proprie. Presupun sacrificiu atât din partea celor implicați, cât și din partea mamelor, taților, prietenilor, iubiților, iubitelor, care s-ar bucura să îi aibă alături mai mult timp, dar nu îi opresc din încăpățânarea lor de a construi un viitor mai bun pentru toți cei care trăim în România. Suntem deseori vocali și critici în relație cu factorii de decizie, în spațiul media sau în stradă. Am fost și în trecut și o să continuăm să fim și în viitor atunci când considerăm că e important să ne facem ascultați și în acest fel. Societatea are nevoie de tineri vocali pentru a fi sănătoasă sau să putea însănătoși atunci când este bolnavă. Indiferent de mecanismele folosite, scopul nostru este întotdeauna să construim și așa cum am arătat, suntem parteneri de nădejde ai tuturor celor care vor un viitor mai bun pentru România și au inițiative în acest sens. Sperăm la rândul nostru să-i avem, să vă avem, alături pe toți cei care înțelegeți că putem avea un viitor mai bun, doar dacă tinerii sunt implicați și ascultați în construcția acestuia la fiecare pas. Vă mulțumesc! Domnule președinte, am onoarea de a vă invita să ne transmiteți mesajul dumneavoastră.
Mulțumesc! Domnule președinte al Consiliului Tineretului din România, domnule primar al municipiului Bacău, doamnă prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, distinși invitați și reprezentanți ai organizațiilor de tineret, mă bucur că suntem astăzi împreună pentru a purta un dialog. Un dialog despre viziunea pentru viitor și prioritățile unor noi generații în cadrul acestei dezbateri prezentate la Bacău, orașul care timp de un an a fost capitala tineretului din România. Vă felicit pe toți pentru modul în care, prin evenimentele și activitățile desfășurate, chiar ați reușit să aduceți tinerii în prim plan și astfel să-i încurajați să devină mai activi și mai responsabili. Inițiativa de a avea în fiecare an o capitală a tineretului este un excelent prilej pentru ca orașele din România să-și intensifice preocupările de a organiza manifestări cât mai variate pentru tineri. Ca primar al Sibiului, oraș care, poate vă amintiți unii, în 2007 a fost capitala culturală europeană, am avut ocazia să observ că un an de efervescență creativă nu rămâne niciodată fără efecte pozitive pe termen lung, atât în plan economic, cât și social și, evident, și cultural. Felicit așadar încă o dată inițiatorii acestui proiect și autoritățile locale care i-au susținut. Ediția din acest an, căreia i-am acordat în altul meu patronaj, a avut deviza Colorează-ți generația. Mi se pare un slogan potrivit pentru contextul în care voi, tinerii din România, vă aflați. Aveți interese și preocupări diverse. Sunteți creativi și interesați să vă valorificați șansele, așa cum generația Erasmus, de exemplu, a folosit oportunitatea de a călători și de a învăța din experiențe interculturale și din circulația liberă a ideilor. Dragi tineri, fiecare dintre voi contează. Trăim într-o perioadă foarte dinamică, cu provocări multiple. Iar pentru România, criza demografică profundă este o astfel de provocare. Ne aflăm într-un moment în care este cu atât mai important ca tinerii, după ce își completează studiile în străinătate, să fie sprijinit să se întoarcă acasă și să-și construiască carierele aici, în România. Este responsabilitatea noastră, a politicienilor, să vă acordăm susținere pentru întemeierea unei familii sau deschiderea unei afaceri și, evident, pentru construirea unei cariere de succes. Altfel, riscăm să rămânem fără un potențial extrem de valoros. Pentru că dezvoltarea vieții noastre sociale, culturale sau economice nu poate ignora contribuția tinerilor. Istoria ne arată că tinerii au forța să facă diferența prin implicare. Ați fost în prima linie a protestelor pentru cauze nobile. De la protecția mediului înconjurător, la susținerea statului de drept, ceea ce demonstrează adeziunea la un sistem de valori esențiale într-o societate modernă și democratică. De aceea îmi doresc să văd mai mulți tineri meritoși care intră în politică. O viață politică în care nu se mai regăsesc actele de imoralitate și fuga de responsabilitate.
Intrați, deci, dragi tineri, în politică și schimbați politica din România în mai bine. Participarea civică și dezbaterile publice sunt binevenite și pot influența deciziile, dar nu au cum să se substituie actului de guvernare dacă tinerii stau departe de politică. Schimbați percepția conform căreia mișcarea de tineret din partide este doar o anticameră fără pretenții la un rol esențial în deciziile cu impact pentru cetățenii României. Cum ar putea generația noastră să vă ajute să faceți acest pas? În primul rând, să vă asculte ideile, problemele, dar și propunerile de soluții. Apoi, să vă ofere posibilitatea ca voi să participați activ la tot ceea ce presupune dezvoltarea României la nivel local, județean sau național, precum și la poziționarea noastră competitivă în mediul european și în mediul internațional. Un astfel de demers este și proiectul România Educată, în care elevii și studenții ocupă un loc esențial. Grupurile de lucru pe care le-am organizat în cea de-a doua etapă au inclus un număr semnificativ de tineri, tocmai pentru că opinia lor despre cum trebuie să arate educația și propria experiență acumulată de-a lungul școlii sunt fundamentale. O altă ocazie excelentă ar putea fi preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, într-un moment în care Europa are nevoie de un nou suflu și de creativitatea specifică tinerilor. Vă asigur așadar că aveți în președintele României un partener deschis de dialog și un promotor al intereselor voastre. De aceea, vreau să aflu astăzi direct de la voi care sunt așteptările voastre, ce soluții propuneți la diversele probleme pe care le-ați identificat, ce proiecte vă doriți să realizați. Le mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea acestei discuții, pe care mi-aș dori foarte mult să o continuați cu toți factorii de decizie. Opinia voastră a tinerilor trebuie să conteze în România anului centenar. Aștept cu mare interes ideile și întrebările voastre și sper să avem o discuție foarte interesantă. Mulțumesc! Fiecare intervenție va avea cel mult un minut, preferabil 45 de secunde. Vă rog să vă încadrați în timp. O să fiu și eu atent la acest aspect, pentru că un număr cât mai mare de participanți se poate interveni. Și o să vă citesc în continuare temele, pentru a ști despre ce vom vorbi. Tineri și dezvoltare locală, prima temă. Educație, a doua temă. Sănătate, a treia temă. Muncă și social, a patra temă. Și minorități și grupuri vulnerabile a cincea temă. E clar? Bun. Rugămintea mea este colegii cu microfoane să ridice un pic mâna sus, să-i vedeți. O să primiți microfon de la persoana cea mai apropiată de voi. Adică cei de la jumătatea grupului în dreapta, din partea colegii din partea dreaptă, din centru, cei din centru, din stânga, cei din stânga. În regulă. În acest caz, cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, vă propun să intrăm... Cine cu interes?
în prima temă, tineri și dezvoltare locală, iar aici o să îmi permit să-i rog pe cei care au fost capitala tineretului din România, respectiv vor fi capitala tineretului din România, să ne spună un mesaj despre ce a însemnat pentru ei sau ce se așteaptă să însemne pentru ei acest timp. O să îl rog pe președintele Federației Tinerilor din Bacău, Gabriel Carnaliu, să înceapă. Domnule președinte, Mihai Dragoș, domnule primar, stimați invitați, o să mă poziționez în așa fel încât să mă puteți vedea și noastră și voi. Programul de capitală a tineretului a fost un program foarte important pentru noi, tinerii din Bacău. A însemnat, în primul rând, comunitate, ne-am unit forțele și am muncit împreună ca să colorăm generația Bacăului în acest an. A însemnat dialog. Am avut ocazia, nu de multe ori, nu de foarte puține ori, să dialogăm foarte bine cu autoritățile locale. A însemnat prietenie, a însemnat bună dispoziție, a însemnat creativitate și a însemnat pasiune din rândul tinerilor voluntari, toți cei care s-au implicat în acest program. Și sperăm în continuare să păstrăm acest trend, să păstrăm acest spirit al implicării în comunitatea locală. Foarte mult să încercăm să nu aplaudăm după intervenții, să ne mișcăm mai repede. Sunt foarte bune. Dacă sunt foarte bune, da. Și Bacăul oricum trebuie aplaudat. Nu se pune în problema. Gabi, ai și o întrebare pentru domnul președinte? Da. Sunt foarte curios ce v-a motivat pe dumneavoastră să acordați, în momentul în care v-ați gândit, să acordați în altul patronaj al dumneavoastră, ca într-o ediție a 2017-2018, ediție pe care noi am portat-o. Mulțumesc. Să răspund imediat după întrebare, altfel se pierde puțin firul discuției. A fost extrem de simplu pentru mine să iau această decizie din foarte multe motive și de formare profesională și de formare și credință politică. După părerea mea, tinerii chiar sunt extrem de importanți în societatea românească. Știu că toți politicienii vă spun asta. Nu e nicio noutate. Dar unii dintre ei sunt sinceri. Și fiindcă eu am o experiență destul de bogată în munca cu tinerii, de pe vremea când am fost dascăl, mi-a plăcut foarte mult atunci să fiu. A fost o etapă extraordinar de bogată din viața mea. Ce mai simplu decât să încurajeze o manifestare care se anunța de înaltă ținută, de succes și într-un oraș așa de frumos ca Bacău. De asta m-am susținut. Bineînțeles, Bacău nu putea fi capitala tineretului din România fără un primar foarte implicat și cu sufletul alături de tineri. Și o să-l rog și pe domnul primar, Cosmin Măchila, să ne spună ce a însemnat din punctul dumneavoastră de vedere purtarea acestui titlu de către municipiu. Domnul președinte al României, domnul prefect, stimate domnul președinte, dragi invitați, dragi consilieri prezidențiali și consilieri de stat. Pentru municipiul Bacău a însemnat un moment, aș spune, de gătitură. Pentru că, într-un fel sau altul, am apărut pe harta României o imagine frumoasă. Imaginea dumneavoastră a celor care ați făcut posibil acest lucru. Imaginea voluntarilor, imaginea celor care au creat aceste programe și vreau să anunț pe toată lumea faptul că primăria municipiului Bacău, municipalitatea, împreună cu Consiliul Local, a fost doar suportul logistic și suportul financiar. Cei care au gândit întreaga structură și evenimentele care s-au desfășurat în municipiul Bacău au fost creația dumneavoastră. Pentru municipiul Bacău a semnat un punct în care tinerii pleacă și se implică concret în ceea ce înseamnă viața cetății. Și vreau să dau un exemplu foarte simplu și foarte concret. În municipalitatea Bacău
avem în momentul de față exact ceea ce aducea în minte și domnul președinte, o lipsă de forță de muncă. Iar cea mai acută lipsă a forței de muncă este din partea dumneavoastră, a tinerilor. Fără implicare, fără a rămâne aici, nu vom reuși niciodată ca această țară să meargă așa cum trebuie. Cred că pentru municipiul Bacău, implicarea dumneavoastră, a tuturor voluntarilor, în tot ceea ce înseamnă viața orașului, a reprezentat un punct în plus și poate, de ce nu, poate ați reprezentat exact cheia de voltă pentru ceilalți tineri ca să rămână acasă, să-și facă viitor aici, în Bacău, să crească împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc! Să rog reprezentantul primei capitale a tineretului din România, pe domnul Bogdan Grișan, vicepreședinte al Fundației Județene pentru Tineret Timiș, să ne spună cum s-a văzut ediția pilot Timișoara, capitala tineretului din România. Bună ziua, domnule președinte, stimați invitați, dragi colegi. Pentru Timișoara a însemnat adevărată provocare. Ne-am simțit deosebit de onorați să o acceptăm și să o ducem la bun sfârșit. Pe lângă toate evenimentele și numărul mare de voluntari și de participanți pe care am avut în cadrul evenimentelor, un lucru care ne-a motivat și mai mult și am vrut să trecem la etapa următoare, a fost în momentul în care FIT, împreună cu municipalitatea, a luat decizia de a scrie o candidatură pentru o capitală europeană de tineret. Am reușit să ajungem în finală, în primele 5 orașe, din orașele finaliste. Însă, fiind o competiție strânsă, a câștigat un oraș care a candidat a treia oară. Probabil o să luăm în calcul în viitor, să, ca după programul de capitală culturală, să candidat din nou. Deci, sperăm ca în viitorul apropiat să mai avem încă o capitală europeană de tineret. Și să trec, dacă tot am primit microfonul, dacă îmi permite să mai fac câteva mențiuni și o întrebare. O să te rog, încerc cu de, dacă poți să ajungi la întrebare mai repede. Da. Vreau să spun că FIT administrează Casa Tineretului din Timișoara. Este singurul centru de tineret din România acreditat de Consiliul Europei și printre singurele 11 din Europa. Și este condus exclusiv de tineri și de organizații de tineret. În urma consultărilor naționale și europene, s-a constatat nevoia tinerilor de a avea infrastructură și spații în care să-și organizeze activități, să facă parte de consultări, diferite servicii. De asemenea, săptămâna trecută la Sofia, la conferința europeană de tineret, una din rezoluțiile de acolo a fost că, într-adevăr, România este nevoie, în Europa este nevoie și se dorește să se susțină crearea de astfel de spații. Întrebarea este următoarea. Dacă credeți că pentru România ar trebui să fie o prioritate crearea de spații, de centri de tineret adresate tinerilor, și dacă da, în ce măsură credeți că acestea ar trebui să fie administrate exclusiv de tineri și tineri înseamnă cel mai important cuvânt de spus în aceste centre de tineret sau spații adresate tinerilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu cred că, în primul rând, este obligatoriu să existe strategii și locale, dar și naționale, finanțate pentru a încuraja evenimente, organizații ale tinerilor. Asta nu este ceva ce e, în definitiv, opțional, fiindcă noi, ca societate, cum a spus și Adina, pur și simplu nu ne permitem să ignorăm tânăra generație. Centrele de tineret sunt, din ce am înțeles, fiindcă am avut o discuție înainte cu unii dintre dumneavoastră, sunt încă foarte puțin frecvente la noi. Dar, pe de altă parte,
mi se pare că ele vin în întâmpinarea mai multor categorii de tineri și din acest punct de vedere aș încuraja instalarea sau crearea unor astfel de centre, poate la început în municipiile care își permit, cum este Bacăul, urmă în alte orașe care sunt foarte implicate în politici pentru tineri. Cred că pentru a avea centre de tineret de succes este nevoie de organizația ale tinerilor care vor să se implice acolo, este nevoie de administrații locale care vor să se implice și să finanțeze așa ceva. Iar administrarea, da, cred că este foarte important ca tinerii să fie foarte implicați în administrare. Din punctul meu de vedere, ca politician, văd aceste centre și ca niște platforme unde tinerii pot învăța să administreze ceva. Nu poți să intri în administrația locală sau în administrația centrală decât dacă ai o pregătire bună. Și administrarea se învață administrând. Deci, părerea mea este da. Tinerii trebuie să fie partea principală a administrării sau administrației unui astfel de centru de tineret. Dar vă rog să nu neglijați administrația locală, care, după părerea mea, și ea trebuie să fie acolo parte. Mulțumim. Daniel Orza, președintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș, co-coordonator ai programului Baia Mare, Capitala Tineretului din România. Domnule președinte, stimați invitați, dragi colegi, eu nu pot să vă spun cum e Baia Mare, Capitala Tineretului din România, că mai avem 4 zile, dacă am calculat bine. Însă pot să vă spun ce vrem să facem cât timp va fi Baia Mare, Capitala Tineretului din România. În primul rând, ne dorim să aducem o transformare la nivelul fiecărui individ. Pentru că transformarea se întâmplă de la fiecare tânăr în parte. De aceea vrem să testăm timp de un an de zile și să-i aducem pe tine mai aproape de autoritatea locală, să-i facem să preia responsabilitățile din comunitate și să-i facem să fie mai implicați. De asemenea, ne-am mai propus ca în anul acesta să aducem cât mai aproape autoritatea locală de tânăr. De obicei, mediul politic, și asta o știți cu toții, spune, noi știm ce vor tinerii, știm care sunt nevoile tinerilor, dar nu a fost niciodată să discute cu tinerii sau să îi întrebe care sunt adevăratele lor nevoi. Vrem să schimbăm lucrul acesta. Astea sunt câteva din lucrurile pe care ni le propunem și aș vrea să trec direct la întrebare. Vorbeați despre tânăr ca o prioritate și spuneam mai devreme de mediul politic care vorbește despre tânăr și spune că își cunoaște nevoile tânărului, dar niciodată nu îl regăsim pe tânăr în planurile de guvernare, în planurile politicienilor. Cum facem ca tânărul să devină o prioritate în România și să nu fie doar o discuție înainte de alegeri sau, nu știu, o discuție de față cu tineri? Mulțumesc! Păi, eu zic să începem așa ca acum. Adică voi să vă implicați și eu să mă implic. Cum zic americanii, it makes two of us. Și este un început. Doar vorbind între voi, nu se convingeți pe politicieni. Dar poate așa, dacă vorbim împreună, nu o să convingem pe mulți. Dar pe unii, de exemplu, pe primarul Bacăului, nici nu trebuie să-i mai convingem, a fost el convins din capul locului. Deci sunt politicieni care realmente înțeleg acest aspect care este de esență politică. Sigur, argumentul cel mai frecvent este că fiecare a fost tânăr cândva și deci știm ce vor tinerii, dar noi știm ce au vrut tinerii acum câțiva, nu spun câți. Și cred că este bine să înțelegem și dorințele legitime, aspirațiile tineretului de acum. Este unul din motivele pentru care am venit aici. Aș vrea să știu dacă pe subiectul tineri și dezvoltare locală sunt dintre voi care doresc să adreseze întrebări din sală și vă rog să fiți curajoși.
Constantin Grigore este de la Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița. El nu mai este tânăr, dar lucrează cu tineri. Dar a rămas. A rămas, da. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare la concret. În ideea în care la Târgoviște ne-am încercat să aducem tinerii, am înființat un Consiliu pentru Transparență Locală, folosind toate oportunitățile pe care le oferă legea transparenței. Și la concret am invitat tinerii să vină, să-și spună punctul de vedere. Încercăm o dată pe lună sau la două luni să avem întâlniri cu primarul, cu factorii de decizie, în care tinerii să vină să-și spună la concret problemele, nu numai cele care pute școală, ci viața de zi cu zi, orașul și așa mai departe. Cred că ar fi util să existe astfel de consultări directe. Legea tinerilor obligă la constituirea consiliilor consultative de probleme de tineret și în localități. Numai că ea nu se respectă de către autorități. Credeți că s-ar putea interveni într-un fel încât să se creeze o obișnuință din consultarea directă a tinerilor pe elemente concrete, chiar de interes local, care unele sunt specifice, altele sunt chiar să regăsesc la nivel național. Mulțumesc. Eu cred că se poate. Experiența mea este că politicienii devin foarte activi atunci când observă un interes în comunitate pentru un eveniment, pentru un demers, pentru o solicitare. Și atunci, cred că așa cum procedați dumneavoastră, este foarte corect. Să nu așteptați să vină administrația către dumneavoastră, ci să constituiți organizații care merg către administrație. Sincer, mi-e greu să-mi imaginez o administrație locală care nu reacționează la așa ceva, dar dacă din rândul organizațiilor tinerilor nu vine nicio inițiativă, atunci este posibil ca și politicienii să fie oarecum mai rezervați. Și aici, curajul civic, activismul civic, fac foarte bine și fac foarte bine vieții politice românești. Deci, sfatul meu este să fiți activi. Și atunci, reacțiile, în mod surprinzător, de foarte multe ori sunt pozitive. Încercați-le. Mulțumesc. Dacă mai este o intervenție, te rog. Bună ziua, Andreea Petruță, reprezintă organizația Rezduit România. Noi, din 2010, organizăm un mare proiect la nivel național, se numește Ziua Națională de Curățenie. Am mobilizat aproximativ 800.000 de tineri din toate orașele din țară, din toate localitățile, din mediul rural, din mediul urban, să participe la acțiunile noastre de ecologizare și fiind, acestea fiind mai mult decât un exercițiu de ecologizare și un exercițiu de implicare civică pentru aceștia. Iar anul acesta, pe 15 septembrie, organizăm din nou acest proiect într-un context global. Va fi o mișcare în 150 de state și avem un obiectiv destul de ambițios la nivelul populației pe care ne propunem să mobilizăm. Și vreau să vă întreb dacă o să fiți și dumneavoastră alături de noi și veți fi un exemplu astfel pentru tinerii din România, indiferent de localitatea din care provin, pentru a le arăta ce înseamnă voluntariatul, ce înseamnă implicarea civică și cum pot deveni mai responsabil față de mediul înconjurător. Mulțumesc! Înțeleg că mă provocați și mă și invitați. Atunci vin cu plăcere alături de dumneavoastră. Un subiect drag domnului președinte, dar și nouă tuturor. Și o să vă rog la început să acceptați, avem două intervenții, din partea, prima din partea Consiliului Național al Elevilor și a doua din partea Alianței Naționale Organizațiilor Studențești din România, care să ne spună două cuvinte despre prioritățile lor de soluții, după care o să luăm întrebări din sală. Bună ziua!
Domnule președinte, stimați invitați, mă numesc Ioana Pătărețu și sunt președintele Consiliului Național al Elevilor. Dacă astăzi vorbim despre tineri, noi suntem cei mai tineri dintre tineri. Recent, Consiliul Național al Elevilor a avut o amplă inițiativă publică, în decursul căreia a strâns peste 115.000 de semnături de la oameni care nu sunt de acord cu propunerile Ministerului Educației privind planurile cadru. Și stăteam și mă gândeam la modul în care, într-o sală de clasă, un cadru didactic are o autoritate, a idoma celei pe care un șef de stat o are în fața poporului pe care îl conduce. Întrebarea este în felul următor, în calitatea dumneavoastră de profesor, de fizică, cum vedeți niște planuri cadru care trebuie să răspundă la nevoile elevului din 2018, la nevoile elevului din secolul 21? Mulțumesc! Da. Recunosc că în sala de clasă m-am descurcat. Președinția urmează să vedem după ce termin ce se va spune. Eu cunosc tematica discuției cam din facultate, când am făcut practică pedagogică. Atunci am început să discutăm între noi cum ar trebui să structurăm ceea ce se predă elevului, ca să nu folosim noțiuni sofisticate. De atunci tot discutăm. Și adevărul este că nu există o soluție ideală. Mai de mult am crezut, și eu am fost dintre cei care au crezut, că pentru România, pentru români, este extrem de important să fie foarte bun la mate, la fizică, chimie, ca să ajungă la medicină și așa mai departe. Oare ce importanță am dat și limbilor străine la vremea respectivă, dar au fost multe materii care nu au fost considerate extrem de importante. Pe urmă, lucrurile s-au schimbat. Mi-aș da seama că nu poți să te aștepți ca un tânăr să-și formeze o personalitate complexă, făcând numai mate și fizică. Este nevoie cel puțin de istorie, de literatură, de geografie și muzică, multe alte lucruri. În interiorul fiecărui grup de profesori, sigur că au existat discuții mai detaliate. Adică noi, fizicienii, discutam despre ce ar trebui să se predea la fizică, matematicienii, despre ce trebuie să se predea acolo și așa mai departe. Discuțiile pot fi duse la infinit. Există așteptări din partea profesorilor, există așteptări din partea elevilor, dar între timp am ajuns la concluzia că ar trebui să existe așteptări și din partea societății. Fiindcă niciuna din discuțiile mai vechi nu au ținut cont în realitate de pentru ce educăm noi tinerii. Îi educăm pentru ce a fost când am fost noi tineri? Sau pentru ce își educă alte țări tineri? Și am ajuns între timp la o concluzie care este împărtășită de foarte multă lume. Noi trebuie să educăm tinerii pentru viața lor. Pentru viitor, nu pentru trecut. Evident este adevărat că cine nu-și cunoaște trecutul nu are viitor. Dar cunoașterea trecutului nu e suficientă pentru a te pregăti pentru viitor. S-au făcut studii, între timp, la nivel european și rezultatele sunt năucitoare. Unul din doi elevi se pregătește pentru o meserie care nu va mai exista când ajunge el să lucreze. La noi se vede. În generația mea s-a văzut în anii 90 oameni cu studii
foarte bune, au făcut pe taximetriști. Între timp, taximetriștii sunt mai puțini și oamenii se duc și lucrează câteodată ca zile. Alții nu lucrează deloc în domeniul pentru care s-au pregătit. Și nu este doar păcat. Gândiți-vă că se irosește resursa umană, adică tinerii, și se irosește întreaga resursă care se cheltuie pentru a-i pregăti pentru ceva ce pe urmă nu se mai întâmplă. Deci discuția despre curicula, despre plan cadru, despre structura săptămânii școlare, despre structura anului școlar, despre întreaga structura unui ciclu școlar, trebuie să se poarte, având în vedere că vrem să-i pregătim pe tineri pentru viitor, pentru viața lor care va veni și nu pentru alte considerente. Și pot să vă asigur că sunt în România foarte mulți profesori care au înțeles acest lucru, care vor acest lucru, rămâne doar să-i mai convingem pe aici, colo, pe politicieni și pe cei din funcții de conducere și atunci rezolvăm problema. Domnule președinte, stimați invitați și mai ales dragi colegi, întrebarea mea vine într-un context mai amplu. Ținem seama de faptul că suntem în Bacău, unul din județele cu cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat. Ținem cont și de cariera dumneavoastră didactică, de prioritatea principală în care de imediat următoarea federație pe care o reprezint și aparent și Guvernul României are intenții în acest sens. Ne interesează foarte mult modul în care percepeți modificarea formării cadrelor didactice. Pentru că în momentul de față, ceea ce se întâmplă în Bacău reprezintă mai degrabă o excepție. Cadrele didactice pregătite în universitățile din România scad în calitate de la an la an. Motivația acestora scade treptat, pregătirea la fel și o să ajungă într-un moment în care tinerii din România, oricât și-ar dori și prin intermediul studiilor pe care le reprezentăm, vor avea parte de educație non-formală, este nevoie și este necesar un sistem de educație cu o temelie fundamentală în care, da, să fie centrat pe student, să fie centrat pe elev, dar cadrul didactic este foarte important. Ce considerați dumneavoastră că ar trebui schimbat la modul în care se face această formare a cadrelor didactice în instituțiile de învățământ superior în România? Mulțumesc! Aici contribuie mai mulți factori și încerc să enumăr doar factorii care mie mi se par foarte importanți dacă vorbim despre calitatea muncii cadrelor didactice. Este vorba de formare inițială, practica de formare inițială, o menționez expres, o să revin la asta, formarea continuă, salarizarea și șansele de carieră. Formarea inițială, în mod eronat, se consideră de multă doar formarea teoretică. Deci ce învață. Dar cred că din ce în ce mai mulți își dau seama că un aspect extrem de important, un aspect al învățării în general, nu este doar să învețe să știe, ci să învețe să facă. Munca de profesor este extrem de complexă și complicată. Este total insuficient să stea undeva și să asculte chiar pe un pedagog foarte bun. Este nevoie să învețe, să predea la clasă, în condiții reale. Asta nu se poate învăța la televizor. Nici la calculator. Munca cu oamenii se învață doar muncind cu oamenii. Asta am menționat-o în mod expres. Formarea continuă, aici lucrurile teoretic stau simplu, practic stau foarte complicat. Eu am participat la multe cicluri de formare, toate mi-au fost absolut inutile. Dintr-un motiv simplu, ele s-au făcut într-un mod formal.
cum, din păcate, se aude că se mai fac unele studii. Adică important era să treci acolo ca să capeți o diplomă la sfârșit, să o pui la dosarul personal ca să te califici la diferite competiții. Așa nu merge. Formarea continuă trebuie să fie extrem de bine structurată, să nu consume mai mult timp decât este necesar, să fie împărțită între dascări și instituții care se ocupă de această formare. Urmă ajungem la chestiunea care probabil e cel mai ușor de înțeles, salarizarea. Un dascăl lucrează de regulă foarte intens. Are nevoie de timp de pregătire acasă, deci dacă cineva își imaginează că un dascăl lucrează doar acele 20-22 de ore cât predă efectiv, se înșeală amarnic. Trebuie adăugate foarte multe ore pe care nu le vede aproape nimeni și care este munca de acasă, munca de corectat lucrări de control. Voi știți lucrările de control din partea cealaltă. Eu știu din partea celui care corectează. E o muncă intensă și foarte cronofagă. Și atunci, evident că e nevoie de oameni entuziaști. Și avem dascări foarte entuziaști. Dar din munca asta trebuie să poți să și crești. Trebuie să poți să-ți construiești o viață. Trebuie să câștigi suficient ca să trăiești decent, să-ți trimiți copiii la școală și așa mai departe. Ori, din păcate, cel puțin în preuniversitar, majoritatea dascărilor acum cresc la un nivel de subsistență. În niciun caz la un nivel decent. Până nu se schimbă lucrurile acestea, cum vrem să convingem oameni tineri să devină dascări? Nimeni, aproape nimeni, nu se apucă de o carieră, dar este previzibil că va rămâne sără în topul clasei. Nu este jenant pentru o societate de secol 21 să își lase întreaga clasă de dascăl într-o stare de semisărăcie? Cred că toată lumea înțelege că aici trebuie lucrat. Aceste lucruri, de multe ori, sunt înțelese și de decidenții politici, dar sunt tratate câteodată un pic mai superficial și ceea ce a lipsit aproape întotdeauna a fost o abordare integrată. Și am menționat chiar în deschidere proiectul pe care l-am inițiat împreună cu colegi și colegi din administrația prezidențială, România Educată, și o parte însemnată din acest proiect, România Educată, este dedicată carierei dascălului. Și cred că lucrurile se pot rezolva, nu simplu, nu de azi pe mâine, dar dacă se rezolvă tot bucățele mici necorelate, nu o să avem nici odată un sistem care funcționează așa cum ne dorim, pe fapt, cu toții. Mulțumim. Vreau să știu dacă nu este una, două intervenții foarte scurte pe educație, pentru a ajunge pe toate temele, la toate temele. Te rog. Mai în spate, Anca. Îmi cer scuze, nu vă cunosc pe toți după lumea. Nu aveți cum, poate cumva am trecut un pic de vârsta tinerilor, mă drept așa spre 40 de ani, dar mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră. O să vă adresez astăzi o întrebare în calitate de mamă. Am doi copii și de multe ori fetița mea mă întreabă, mamă, cum facem să ne luăm țara înapoi? Vorbim foarte mult de cât de important este resursa umană și cât de important este ca tinerii să rămână în țară. De multe ori tinerii aleg mirajul Occidentului pentru că este foarte bine promovat Occidentul în ochii tinerilor și aleg imediat îmbogățirea imediată. Vreau să vă întreb, am încercat diverse campanii la nivel de țară, să ne vindem țara, imaginea țării foarte bine și poate că n-am reușit. Cum facem să promovăm imaginea țării foarte bine în rândul tinerilor, astfel încât ei să o iubească, poate nu în egală măsură în care au iubit-o strămoșii noștri care și-au jertfit și sângele pentru această țară? Cum facem ca tinerii să iubească din nou România? În felul acesta, cu siguranță, vor alege să rămână aici.
Și vă vorbesc din punct de vedere al unui om care lucrează într-o colectivitate rurală și îmi dau seama că la țară sunt foarte puțini tineri. Marea majoritate aleg să meargă către oraș. Poate asta ar fi una dintre soluții. Să-i facem să iubească din nou mediul rural și să se întoarcă acolo. Mulțumesc frumos! Da, nu numai tineri pleacă. Pleacă mulți români. Cam 4 milioane de români au plecat de la Revoluție până acum. Și au construit comunități bine integrate, respectate, numeroase. Dar o parte semnificativă dintre ei sunt tineri. Toate sondajele care s-au făcut în diferite școli, universități și așa mai departe, arată că la întrebarea dacă vrea să plece în străinătate sau să rămână în țară, cam 75% răspund că vor să plece în străinătate. Deci dorința este foarte puternică de a pleca din România și asta este o notă extrem de proastă pentru noi. Este o îngrijorare mare pe care o am eu. Probabil și alții, cel puțin dumneavoastră, ați verbalizat-o. Cred că, în primul rând, trebuie să-i facem pe tineri să se simtă bine. Asta înseamnă să se simtă acceptați, să se simtă văzuți, să se simtă băgați în seamă și să aibă impresia că țara se îndreaptă în direcția bună. Sondajele din ultimii ani arată că între 70 și 80% dintre români cred că țara lor se îndreaptă într-o direcție greșită. Iarăși o notă foarte proastă pentru noi politicieni. Nu este peste tot așa. Am citit foarte recent un sondaj similar făcut în Statele Unite ale Americii, care americani sunt extrem de îngrijorați că 53% dintre ei cred că țara merge într-o direcție greșită. Și atunci noi ce să spunem care ne situăm între 70 și 80%. Deci aici lucrurile nu funcționează bine. Ce trebuie schimbat? Multe lucruri trebuie schimbate. Bună oară, trebuie să aibă toată lumea impresia că trăim într-un stat de drept. Adică legea e la fel pentru toți. Șansele de educație sunt la fel pentru toți. Șansele la carieră sunt la fel pentru toți. În anii 90, mulți tineri și mulți români au plecat pentru bani. Se câștiga net mai bine în Italia, în Spania, în Marea Britanie și așa mai departe. Asta e ușor de înțeles. Și-au construit cariere acolo. Oameni care s-au realizat au încercat să vină înapoi. Chiar pe salarii mai mici, știi că între timp au apărut oportunități interesante și la noi. Majoritatea nu au reușit să se integreze. Oare de ce? Fiindcă, părerea mea, șansele de carieră sunt mult mai proaste la noi decât în altă parte. Și asta ține de felul în care funcționează societatea. Ceea ce își doresc oamenii și dacă nu reușesc să formuleze așa, este ceea ce se numește o meritocrație. Adică cine poate să fie recunoscut și promovat. Iar cine nu poate să fie ajutat, dar în niciun caz promovat, fiindcă este neam cu un politician sau este neam sau rudă cu un om de afaceri cu dare de mână și își permite să-i sprijine cariera. Aceste lucruri sunt contraproductive pentru întreaga societate românească. Nu am reușit încă să scăpăm de aceste vechi metehne și când vom reuși, atunci cu siguranță această dorință a tinerilor de a pleca se va diminua. Nu cred că patriotismul, probabil asta v-ați referit, sau iubirea de țară sunt semnificativ mai mici la generația voastră decât la generația mea sau la generația dinaintea noastră. Nu cred că asta este o problemă. Toți ne iubim patria, toți vrem să fim
aici, dar pentru unii contează foarte mult cariera și atunci dacă nu găsesc aici cale de integrare, se orientează spre altă zonă. Pentru unii, sigur, contează banii, pentru poate pentru mulți contează banii. Dar dacă ar avea o șansă de carieră, ar ajunge și aici să câștige, poate nu toți, dar mulți, ar apuca să câștige suficient pentru un trai decent. Oricum să... Nu poți să schimbi artificial în bine imaginea României dacă ai manifestări politice cum au fost cele de la începutul anului trecut, când sute de mii de români au ieșit în stradă nu pentru bani, nu pentru salarii, nu pentru loc de muncă, ci pentru a arăta că ei vor un stat de drept. Cum vrei să convingi tinerii că merită să rămâi în România, că ai un viitor, că o să reușești să faci față vieții, să-ți construiești o familie, dacă în Parlament se schimbă legile justiției cu toate protestele societății civile, cu toate protestele asociațiilor profesionale, numai așa, că unii penal vor să-și ușureze soarta. Aceste lucruri ne aruncă foarte, foarte mult înapoi. Și de aceea este nevoie de foarte mult civism și de curaj civic. Dacă lumea tace, nu se va schimba nimic. Dacă lumea are pretenții, și asta am vorbit și înainte despre administrațiile locale, dacă oamenii au pretenții de mai bine, atunci trebuie să spună acest lucru și când sunt chemați să se exprime politic, adică la alegeri, să meargă acolo și să aleagă pe cei în care au încredere că vor schimba lucrurile în bine. Vreau să-ți... Asta nu a fost un discurs politic. Am vrut să vă spun cum văd lucrurile pentru o Românie mai bună. O Românie mai bună, indiferent că ești social-democrat sau liberal sau de orice altă natură. Până la urmă, oamenii de bine, oamenii muncitori și majoritatea românilor așa sunt. Își doresc o astfel de țară. O țară cu o justiție nu doar legală, ci dreaptă, cu o politică socială echitabilă, cu o educație pentru tânăra generație și nu pentru altceva, o meritocrație și cu șansele unei cariere în viață care țin în bună măsură de cel care și-o construiește și nu de o societate care pendulează între diferite extreme care nu aduc probabil mai nimic. Și aceste lucruri nu țin de bani. Cum lucrurile adevărate în viață nu sunt de cumpărat. O justiție dreaptă, meritocrație, o societate care tratează individul ca atare, corect, îi dă șansa, patriotismul, iubirea de țară, toate acestea nu sunt de cumpărat. Dar ele țin de noi. Mulțumim. Vă propun să trec, îmi pare rău, aș continua, dar avem 5 teme, trebuie să le atingem pe toate. La final vă promit că dacă ne rămâne puțin timp, putem să mai luăm o întrebare. O să vă rog să trecem la subiectul sănătate. Este un alt, apropo de implicare civică și apropo de viitor în România, până la urmă, pe lângă educație, e foarte important să avem și servicii de sănătate. Și aș vrea să îl rog, în primul rând, pe președintele Federației Asociațiilor Studenților la Medicină din România, Teodor Blindariu, să ne adreseze intervenția și întrebarea asta. Bună ziua! Mulțumesc, Mihai! Domnule președinte, înainte de toate, permiteți-mi să vă mulțumesc în numele tineretului și în numele studenților la medicină, pentru că
De-a lungul acestui an, cel puțin, ați fost sprijinul constant dumneavoastră și administrația prezidențială pentru inițiativele noastre, când vine vorba de sănătate publică și de politică de sănătate. În al doilea rând, permiteți să vă mulțumesc, dragi colegi, pentru tot ceea ce faceți. Ca și simplu cetățean, eu nu o să plec optimist astăzi de aici. Pentru că, după ce am ascultat și după ce am cunoscut astăzi, pe partea din dumneavoastră, pot să spun că dacă rămânem schimbă lumea în continuare, viitorul începe să sune bine. Și putem să facem asta împreună. Și atunci, când la sistemul de sănătate, se vorbește foarte mult în zilele noastre, în urma creșterilor salariare, se vorbește mult și se înțelege și mai puțin, mult mai puțin. Au crescut salariile, într-adevăr, însă motivația noastră ca și viitori medici nu ține numai de salarii. Sunt convins că vorbesc în numele medicilor, nu numai al viitorilor medici. Ține de condițiile din sistemul sanitar, ține de lipsa posturilor și de lipsa unei coerențe și unei viziuni pe termen lung, pe care noi nu o avem sau nu vedem în momentul acesta ca și viitori medici. În acest moment, peste 50% dintre absolvenții de medicină ajung să practice în străinătate. Ați spus că 75% își doresc, peste 50% ajung să practice în afară. Și dintre cei care rămân în țară, o majoritate convârșitoare își doresc să practice în centrele universitare și în orașele mari. Există multe motive pentru acest lucru. Întrebarea mea și a noastră este care este viziunea dumneavoastră și ce metode considerați că ar trebui să aplicăm pentru a încuraja tinerii medici, actuali studenți sau actuali rezidenți, să practice în România, în primul rând, și mai important de atât, să practice în orașele mici și mediul rural. Mulțumesc. La o parte din aceste chestiuni m-am referit când am expus ideile mele legate de plecare chiar acum câteva minute, dar sunt câteva specificități și cred că merită discutate. Sistemul de sănătate din România are foarte multe probleme. Începând de la cum este gândită arhitectura până la felul cum se gestionează resursele. Și ca să încep de la resurse, cred că în mod paradoxal, și asta au spus mulți oameni care lucrează în sistem, în mod paradoxal, nu resursele financiare sunt cea mai mare problemă, ci felul în care sunt ele gestionate. Pe de altă parte, este clar că sistemul public de sănătate are probleme foarte, foarte multe. Unele dintre ele am putut să le auzim astăzi din partea miilor de protestatari care s-au adunat în fața Guvernului pentru a-și exprima nemulțumirea față de mai multe fenomene din sistemul de sănătate. Cred că trebuie să găsim niște guvernanți foarte curajoși care încep să reconstruiască efectiv sistemul de sănătate publică. El este în mare măsură un sistem care își are originile în era primitiv-comunistă, undeva prin anii 50-60, care, în mod interesant, atunci a performat. A fost chiar un sistem rău și cu rezultate destul de interesante. Dar nu a fost adaptat, nu a fost modernizat și această lipsă de modernizare se simte de la structură până la infrastructură. De multe ori s-au făcut achiziții de echipamente scumpe și s-au amplasat în locații insalubre sau nepotrivite scopului respectiv. De multe ori se folosesc resursele spitalului pentru altceva decât pentru a îmbunătăți prestația către pacienți. Și aici ajungem la o problemă de filozofia sistemului. După părerea mea, în centrul sistemului de sănătate publică trebuie să stea pacientul. Cum în centrul sistemului de educație trebuie să stea tânărul care va fi educat. Atâta vreme cât avem alte centre, ca să nu spun mai mult, lucrurile nu pot funcționa mai bine. Aici nu există o soluție simplă și nici una rapidă, dar sunt convins că dacă va exista voința politică, se vor găsi și soluții.
Și avem între timp un sistem privat de sănătate care funcționează parțial bine, parțial mai puțin bine, însă una din problemele care afectează calitatea probabil ambelor sisteme este incertitudinea relației instituționale din arhitectura sistemului, nu din, din niște teme locale, între sistemul public, sistemul privat, statutul cadrelor, nu numai a medicilor, a asistentelor, a infirmerilor și așa mai departe. Deci toată lumea trebuie să aibă un statut bine clarificat, ușor de înțeles și care face cariera respectivă predictibilă. Dacă se schimbă totul la fiecare an sau doi ani cât durează un ministru al sănătății acolo în funcție, atunci lucrurile clar nu funcționează. Și un tânăr ambițios merge în altă parte, unde medicul, când intră în sistem, știe cum iese din sistem, cum poate să-și construiască cariera. Poate să-și facă un calcul la 25 sau 26 de ani, ce va avea el pe parcursul carierei și ce pensie va avea. De exemplu, la noi, nici nu poți să știi dacă peste un an spitalul ăla mai există sau dacă l-a închis cineva. Lucrurile sunt de clarificat în principiu. Toate acestea trebuie clarificate și atunci, cu siguranță, și tinerii vor fi mai interesați să rămână. Aceiași doi factori. Salarizarea, cariera. Mulțumesc. Dacă mai sunt una, două intervenții pe subiectul sănătate, te rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați asumat aceste numele meu de la Institutul Sportiv Român. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați promovat legea privind finanțarea de către autorități publice a sportului. Iar acum aș dori să deschid discuția într-un context mai larg. La lansarea inițiativei privind Universitatea de Vară 2021 a spus de a repune în discuție tema sportului și a mișcării sportive în școală. Politicienii discută despre sport, despre rezultatele sportive în campanii electorale, vorbesc și merg la aeroportul în momentul în care sportivii vin. Ținând cont de ultimele studii care sunt, acum două săptămâni am fost la Forumul European al Sportului, în care România, din păcate, suntem la coada clasamentului sau în fruntea clasamentului în ceea ce privește atât infrastructura sportivă cât și sedentarismul sau locul 3 ca obezitate infantilă, aș dori să vă aduc în atenție o soluție. Și anume, știu că la nivelul anilor 2000 a fost făcut un studiu de către Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății și Ministerul Trenetului Sportului, care nu a fost dat publicității niciodată și care este în cadrul administrației prezidențiale. Și cred, în anul 1974, Franța, după rezultatele de la Jocurile Olimpice, sau Anglia, în anul 2000, după rezultatele de la Jocurile Olimpice, s-a creat o comisie la nivelul președinției sau la nivelul CSAT-ului pentru a elabora un plan privind mișcarea, sănătatea și sportul pentru respectiva țară. În momentul de față, în România, nu avem niciun plan integrat. Vorbim de educație, vorbim de sănătate, însă cu toții trebuie să avem capacitatea să ajungem în spital, să ajungem în clase, să ne ajutăm bunicii. Întrebarea este, aveți o soluție privind acest domeniu și care credeți că ar fi pașii care ar trebui să-i facem atât lumea sportului, cât și societatea, ca steagul României să fie ridicat, așa cum a fost ridicat și în trecut. Vestea bună este că totuși, din ce în ce mai mulți, și tineri, și mai puțin tineri,
conștientizează beneficiile unei mișcări sportive, conștientizează riscurile absenței mișcării pentru fiecare în parte. Rezultatul vizibil este că apar tot mai multe săli de fitness, centre de sport. Este un aspect care arată un trend care e mai degrabă pozitiv. Mai degrabă negativ este inacțiunea, inactivitatea politicienilor care trebuie să creeze un cadru mai larg. Am observat o activitate disproporționat de intensă a politicienilor când au fost alegeri recent. Cu toate că n-aveau nicio treabă conform statutului cu acele alegeri. Și în acest fel, cu siguranță, nu vom îmbunătăți mișcarea sportivă de masă. Mișcarea sportivă de performanță, după părerea mea, nu poate să existe fără o mișcare sportivă de masă. Ori aici este nevoie de foarte mulți factori. Este absolut insuficient să facem o lege a sportului de masă, chiar că ar fi bine. E nevoie de implicare de la nivel central, este nevoie de implicare de la nivel local și multe comunități încep să conștientizeze, ați observat, se realizează piste pentru bicicliști, se realizează diferite alei pentru alergare și așa mai departe. Lucrurile astea toate trebuie să capete o mult, mult mai mare amploare. Ori ca să capete mai multă amploare, cel puțin inițial, trebuie alocați mai mulți bani. Altfel nu funcționează. Trebuie create cadre care fac implicarea atractivă și pentru cei care altfel poate ar prefera să stea în fața calculatorului sau în fața televizorului. Pentru asta este nevoie, probabil, de implicarea tinerilor, fiindcă ei sunt cei mai predispuși la mișcare în sens pozitiv. Și nu știu ce experiență au colegii voștri din Timișoara, centru de tineret, dar poate la un moment dat împărtășiți și cu cel și cred că acolo trebuie să fie un centru și al sportului de masă, printre alte lucruri care se realizează acolo. Este, pe de altă parte, nevoie de o campanie națională foarte amplă, de conștientizare în continuare. Este nevoie de realizarea infrastructurii aferente. Mă gândesc la terenul de sport în cartierele de blocuri, terenul de sport de bună calitate, accesibile la modul general și nu numai profesioniștilor, și multe alte lucruri care majoritatea se pot realiza fie de administrațiile locale, fie de administrațiile locale în parteneriat public-privat. Din păcate, cadrul legislativ este necopt, dar cu siguranță o să ajungem și noi să avem un cadru care permite administrației locale ca împreună cu oameni interesați în dezvoltarea de baze sportive de masă, se poate face acest lucru. Iată foarte multe elemente care împreună, cu siguranță, vor mișca zona și atunci o să apară ceva foarte interesant care se corelează cu domeniul de sănătate ce am discutat înainte. În centrul sistemului trebuie să fie pacientul, dar o atenție extraordinar de mare ar trebui să dăm nu neapărat medicinii curative, ci medicine preventive și sportul, cred că face parte, în mod evident, dintre metodele de prevenție cu cele mai bune rezultate. Domnul președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să le dau cuvântul reprezentanților câtorva grupuri de minorități sau grupuri vulnerabile, care și-au făcut timp și sunt alături de noi. Și aș vrea să încep cu reprezentantul Consiliului Tinerilor Instituționalizați. Uh,
Excelența voastră, stimați invitați, dragi colegi, Consiliul Tinerilor Instituționalizați, ca structură națională de reprezentare a tinerilor și tinerilor instituționalizați, din România, structură unică din Europa, pregătește alături de actori relevanți, publici și privați, ai sistemului de protecție a copilului, o strategie națională de incluziune socială a tinerilor post-instituționalizați. Vă invităm să vă alăturați demersului nostru, întrucât acesta se intersectează și cu programul dezvoltat de administrația prezidențială României Educată pentru a reduce procentul tinerilor post-instituționalizați slab pregătiți pentru o viață independentă și pentru a ajuta să devină cetățeni activi ai României. Întrebarea noastră este dacă și cum am putea să ne implicăm în programul dumneavoastră, România Educată. Răspunsul este extrem de simplu. Luați legătura cu colega mea care este aici și răspunde de acest program și cu siguranță o să găsiți împreună căile cele mai potrivite. Însă tematica este una vastă, o cunosc. Am avut acum câțiva ani un program special pentru a facilita integrarea tinerilor care vin din centre de plasament în societate. Astfel de programe ar trebui să fie încurajate și la nivel central și la nivel local. Fără ele, este destul de greu. Sunt tineri de excepție care performează, se integrează și devin exemple pentru toți ceilalți, dar marea masă, în general, are probleme majore de integrare, fiindcă nu există mecanismele potrivite de integrare. Formarea lor și viața lor se petrece în condiții puțin mai speciale decât pentru restul tinerilor și, ținând cont de această specificitate, trebuie create programe care înlesnesc nu doar intrarea în societate, ci integrarea în societate, în piața muncii și toate acestea merită eforturile și sunt convins că o să găsim metode să lucrăm împreună. În continuare, le rog pe reprezentantul organizațiilor de tineret maghiare din România, Asociația MIRT, să adreseze intervenția. Stimate domnule președinte, ca președinte al Conferinței Tineretului Maghiar din România, am observat că s-a creat în ultimii ani o imagine generală în societatea românească, conform că realitatea politică nu are ca prioritate crearea unor strategii de dezvoltare. Decât să facă planul de viitor, se pierde în trecut. În loc să inițieze dialog cu societatea, se ocupă cu politice inutile. Noi, tinerii maghiari din România, și cred că și tinerii colegii mei, colegilor și români din România sau tineri de alte etnie din România, nu vrem să ne facem în trecut, nu vrem să trăim în trecut, noi vrem să învățăm din cele întâmplate ca să putem crea un viitor mai bun și mai previzibil pentru noi și copiii noștri. Însă, din păcate, nu vedem altceva decât politicieni care, indiferent de coloratură politică, se ceartă ca la ușa cortului. Sunt foarte curios cum vezi dumneavoastră se poate schimba acest mod de a face politică în România, iar luând în considerare cele menționate anterior, în opinia dumneavoastră, care este rolul nostru al tinerilor în îmbunătățirea relațiilor interetnice din România? Aici s-a atins o temă foarte sensibilă. Un pic expunerea a avut o conotație politică, dar numai un pic. Și am poate avantajul să abordez această tematică cu destul de multă relaxare, fiindcă și eu sunt minoritar. Sunt etnic sas sau etnic german, cum vreți. Și fac parte dintr-o minoritate considerabil mai mică decât minoritatea maghiară. Este nevoie de o dorință de depășire a problemelor din ambele părți, și unii și alții.
Din păcate, într-adevăr, există politicieni, nu mulți, dar există și în țară și pe lângă țară, care au tot interesul ca din motive politice să țină în viață fantomele trecutului. Și cred că ăsta este primul pas care putem să-l facem, să trecem mai departe și să construim viitorul, că trecutul oricum nu-l mai schimbăm. Pe de altă parte, cred că de multe ori se exacerbează ceea ce ați spus, o imagine negativă sau o imagine de lipsă de voință de integrare. Personal, cunosc destul de mulți oameni care provin dintr-o minoritate, și nu vorbesc doar de minorități etnice, care nu au nicio problemă în a se integra și a accepta și a fi acceptat. În mod paradoxal, a fi acceptat pornește de la a accepta. A accepta propria condiție și a accepta condiția celuilalt. Într-un cuvânt mai simplu, chestiunea asta se numește toleranță. Și atunci lucrurile pot fi depășite. În practică, cred că organizațiile de tineret, de limbă maghiară, vor avea un rol foarte important și foarte pozitiv în depășirea unor clamate neînțelegeri între majoritatea românească și minoritatea maghiară, fiindcă, în realitate, oamenii își doresc cam aceleași lucruri, au cam aceleași abordări și, bine ziceți, cearta între politicieni nu rezolvă problema, dar are un potențial enorm să o strice sau să o agraveze, fiindcă din când în când se trezesc unii să folosească problema etnică pentru a se profila în mod fundamental eronat. Deci, în această chestiune vă rog să contați pe mine ca pe unul care vrea să îmbunătățească net aceste relații. Asociației Naționale a Excursiilor Filiale Tineret, pe care o rog să-și adreseze, să adreseze o intervenție. Bună seara, domnul președinte. Se cunoaște că problema principală a surselor este bariera de comunicare. Menționăm că în legea 448 din 2006, la articolul 16 se oferă accesul la educație prin suport educațional elevilor pentru învățământ pe maternă. Cerințe educaționale speciale realizate din Centrul Municipal din București despre nevoia surzilor nu este clar răspusă și nu se aplică. Instituțiile nu sunt obligate să introducă un program tehnici de adaptare pentru a avea acces la interpret, pentru că limbajul unico gestual nu este recunoscut ca o limbă maternă. Atunci nu există integrare în societate dacă oamenii ne cred din alții. Problema e că nimeni nu este informat și datorită lipsei de educație educația societății. Ei diferesc suditatea. Surții pot și mai multe câte noi, totul depinde de integrarea la societate. Sunt foarte multe probleme și recomandăm instituțiilor și autorităților să colaboreze cu Asociația Națională a Surților pentru a rezolva toate problemele în orice clip de acces.
în ceea ce privește adaptarea surselor. Ce se poate face în această privință? Mulțumesc! Cunosc problema personal destul de bine, fiindcă am lucrat mult cu o unitate de elită specială din Sibiu, care este generic cunoscută ca Școala de Surs din Sibiu și cu siguranță cunoașteți unitatea. Acolo s-a dovedit că foarte multe din aceste probleme pot fi depășite cu un pic de bunăvoință. Și cred că pe această cale trebuie mers mai departe. Factorii de decizie trebuie conștientizați. Nu oricine a avut șansa, în cazul meu, să lucreze cu o unitate de elită care se ocupă de copii cu dizabilități într-o zonă foarte specială. Există probleme specifice și ele au soluții specifice care sunt cunoscute. Nu trebuie reinventată roata în această zonă. Însă, aici vreau să fac o remarcă care este valabilă și pentru persoanele cu dizabilități și pentru grupurile etnice. Dacă vrem realmente să existe o integrare, o integrare în sens pozitiv în societate, atunci trebuie să fim conștienți că este nevoie de o atenție specială. Este nevoie de ceea ce se numește discriminare pozitivă. Această discriminare pozitivă poate să aibă foarte multe forme. Și uneori se poate generaliza pentru un grup care este mai mare. Alteori este vorba de cazuri aproape individuale. Am avut elevi care, din vari motive, nu s-au putut deplasa la școală și s-au găsit foarte ușor soluții ca ei să fie deplasați la școală ca să se integreze într-o școală normală. Am avut elevi care, din vari motive motorice, nu au putut să scrie. Și s-au găsit soluții ca ei să participe împreună cu ceilalți copii la procesul instructiv-educativ, să termine școala și să-și construiască o viață. Lucrurile acestea se pot face, dar fiecare caz este complicat, fiecare caz are specificitățile lui, fiecare minoritate are criteriile proprii și specificitățile proprii și așa mai departe. Asta se referă la minorități în general. Și eu cred că trebuie să ne ocupăm de minorități. Este o datorie de onoare a majorității să protejeze minoritățile. Orice altă abordare, din punctul meu de vedere, este inacceptabilă. Cum arată asta în cazul enunțat de dumneavoastră, va trebui să încercăm să discutăm un pic cu responsabilii din domeniu. Soluția există, ele trebuie aplicate. Mulțumesc, domnul și reprezentantului Asociației Accept. Numele meu este Ciobotaru Victor. Sunt un tânăr membru al Asociației Accept. Domnule președinte, aș dori ca mai întâi de toate să trasez câteva linii care conduc sau care stau la baza întrebării pe care urmează să vă adresez. Conform studiului Asociației pe care o reprezint astăzi, Asociația Accept, un liceu sigur pentru toți, un studiu dedicat situației din licee, 7 din 10 elevi LGBT, lesbiene, gay, bisexual și transgender, consideră că tinerii aparținând acestei comunități nu sunt în siguranță la școală,
fiind afectați de hărțuire și violență fizică, verbală și emoțională. România, din păcate, nu are nici până în acest moment o strategie națională care să combată discriminarea, inclusiv discriminarea din mediul școlar. Deși mai multe state au făcut recomandări explicite în acest sens la Națiunile Unite, în luna ianuarie a acestui an, în cadrul Universal Periodic Review. În acest context, întrebarea pe care o formulez este: ce rol poate juca președinția României, luând în considerare, bineînțeles, atribuțiile sale în politica externă, pentru cooperarea cu Guvernul României în vederea adoptării acestei strategii naționale antidiscriminare, strategie care să fie operațională și la nivel de tinere? Vă mulțumesc! Orice formă de discriminare trebuie combătută. Însă, pentru a combate discriminarea, elaborarea unei legislații specifice este doar un pas. Un pas important. O să mă sfătuiesc cu colegele și cu colegii mei să vedem în ce măsură putem să încurajăm Parlamentul României să accepte o discuție și o legiferare pe tema eliminării discriminării. Asta se poate face relativ ușor. Însă, discriminarea va dispărea atunci când societatea în general devine mai conștientă. În școală discriminarea poate fi eliminată mai ușor atunci când dascălii se vor implica, când părinții se vor implica, când conducerile școlilor se vor implica și când această dorință de a fi deschiși din partea societății se transmite și clasei, școlii, sistemului educațional la modul, să zic, cel mai general. Știți foarte bine că în momentul de față o discuție pe modificarea Constituției inflamează societatea românească. Eu cred că și în chestiunea discriminării și în chestiunea modificării Constituției, cuvântul cel mai potrivit este toleranță. Dacă suntem toleranți, nu înseamnă că vrem să fim altfel, dar vrem să-l cunoaștem pe celălalt și să încercăm să le înțelegem. Și cred că trăim, din păcate, în niște vremuri unde toleranța, în loc să crească în societate, este mai degrabă în reducere, ceea ce este foarte, foarte păcat. Și eu n-am văzut rolul meu în a tranșa discuția, de exemplu, pe Constituție, ci eu văd rolul meu în a explica societății în ansamblu că toleranța este o calitate esențială a unei societăți moderne din Europa secolului 21 și nu altceva. Și atunci, cu siguranță, într-un climat de mai bună toleranță și aceste chestiuni de eliminare a discriminării vor fi mult mai ușor de tratat. Acum, din păcate, nu putem să mai rămânem. Felicitări, domnule președinte, pentru faptul că ați fost alături de noi și că ați acceptat invitația de a asculta tinerii și de a le transmite discuțiunea dumneavoastră. A fost o onoare pentru noi. Cu permisiunea dumneavoastră, să vă invit pe toți să facem o poză cu domnul președinte în sală. Coborâm și noi. Și vă rog, de asemenea, să rămâneți în sală pe toți, pentru că urmează, după poză, colegii mei să vă spună câteva aspecte organizatorice. Vă rog. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat, pentru că ați avut răbdare să ne ascultați și dacă n-ați ajuns să luați cuvântul,
Sper că întrebările care s-au pus să fi fost întrebări interesante pentru majoritatea dintre dumneavoastră și sper foarte mult că unele din răspunsurile mele să fi lămurit câteva chestiuni din abordarea mea și dacă așa a fost, atunci cred că manifestarea de astăzi a fost o reușită. Eu vă felicit încă o dată pe toți pentru felul în care vă implicați, felul în care sunteți activi și aici, concret, felul în care ați construit o capitală românească a tineretului. Vă rog să continuați!